Bună ziua tuturor! Iată-ne din nou prezenți în sala de conferințe Sebastian Domozină. E cumva liniștea dinaintea furtunii aici în stadionul Ion Oblemenco. Mâine de la ora 21 va avea loc debiul cu cei de la Rapid București. În urmă cu scurt timp am deschis și Peluza Sud. Toate biletele pot fi achiziționate de la punctele noastre de vânzare tradiționale. Bineînțeles, de pe site-ul nostru online www.bilete.ucv1948.ro. Mâine vom fi cu toți împreună, 90 de minute pentru știința, 90 de minute să fiți alături de noi în picioare, cu steaguri, cu eșarfe, cu tot arsenalul albastru pe care îl aveți dumneavoastră în dotare. Știm foarte bine că este un meci crucial pentru ceea ce înseamnă podiumul Superligii. Suntem în acest moment pe locul 2. Dar vrem mai mult, o spunem clar și răspicat să știe toată lumea la acest moment. Despre partida cu cei de la Rapid București vor vorbi antrenorul nostru principal, domnul Ivailo Petev, și fotbalistul nostru Mihai Căpățână, un oltean jet-beget care știe ce înseamnă aceste debiuri cu echipele din capitală. Mister, dobar den, tell us please what are your expectations for the game against Rapid. Dobar den na vas. Bună ziua și dumneavoastră. Така, генерално в първата шестица всеки един матч е вел дерби. Генерално на прими шасе фиекаре меч девине дерби. И няма да изненада, ако всеки победи всеки. Și nu o să fie nicio surpriză dacă fiecare bate pe fiecare. Предстои ни матч с Рапид. Ne urmează un meci cu Rapidul. Който преди не повече от 20 дни играхме с тях. Cu care nu mai mult de 20 de zile am jucat cu ei. Ca един добър отбор. Este o echipă bună. Един добър треньор. Антренор бун. Нашата цел е една единствена. Скопът ностро есть уно сингур. Това е трите точки. Челе три пункте. Ще бъде, според мен, отворен матч. Тупа минал са фиом меч дескиз. Така, трябва да сме умни. Трябва да са фим смарт. Трябва да изчакаме нашите моменти. Трябва да се ощептам моментите ностре. И да ги реализираме по най-добрия начин. Ще са реализам на чел май бут мод. Трябва да работим 90 минути. Трябва да се лукрам 90 минути. Така че това е това не е нищо ново, което ви казвам. Но е нимик ново, чао, че възпом. Mihai, te salut, bine ai venit în sala de conferințe Sebastian Domozină. Cum crezi tu că se vor desfășura ostilitățile mâine seară în Vulcan de pe Oblemenco? Bună ziua, în primul rând. Cu siguranță ne va aștepta o partidă dificilă. Cunoaștem foarte bine echipa Rapid, am jucat de două ori în acest sezon cu ei. Le cunoaștem și antrenorul, am și lucrat cu el, însă cel mai important este ceea ce vom face noi. Cred eu că în aceste meciuri cine va face cele mai puține greșeli și va fructifica ocaziile pe care are, vor ieși învingători. Noi sperăm să fim aceia. Întrebări. Bună ziua, mister. Prin victoria de la Cluj s-a relaxat lupta pentru titlu. Este obligatorie victoria pentru a păstra șansele la titlu? Atletul cu Belata la Cluj, m-a costat să o pus la disleptează după ce може să trebuie că să toată. Nu vă leva dați cu Belata. Важен, всеки един матч е важен. Фиекаре меч е сте виклута. Всеки един матч дава 3 точки. Фиекаре меч дава 3 пункте. И ние ще направим всичко възможно да ги спечелим. Ще ние се фачим тото посилю, се ли обținем. Sunt 27 de puncte în joc. Diferența până la FCSB sunt de 7 puncte. Se pot recupera aceste 7 puncte? 27 точки са във играта. Имате 7 точки до FCSB. Мислите, че може да ги спечелите? Вижте, всичко зависи от нас. Тото депинде де ной. Не един път съм казвал, ще повторя пак. Но да, там спус, да, но се репетам по всичко, всичко е в нашите ръце. Тото е мъйнеле ностре. И зависи от нас. Ако спечелиме необходим брой точки, най-нормално е да вземем добро класиране. Тото депинде де ной, като ако обținем un număr bun de puncte, de asta ne duce și la un loc mai bun în clasament. Nici și greu, în prima minută. Noi o să jucăm din primul minut pentru acest lucru. Antrenorul Rapidului Cristian Bergodi spunea că nu este un meci capital în lupta pentru titlu. Bergodi, e cazul ce това не e capitale match să bărbată за titlu? Има, естествено, има още много мачове. Bineînțeles, mai sunt multe meciuri până la final. Но всеки един матч, пак повтарям, дава 3 точки. Dar, încă o dată, repet, fiecare меч дава 3 пункти. Не, е хубаво, като ги спечелиш. Și mereu e bine, e frumos când le obții. Така че, както ние, така и те утре ще играят за 3 точки. Și noi și ei mâine o să joace pentru 3 пункте. Това е нормално. Asta este normal. Така, надявам се накрая, ние да сме щастливи. Și sper la final noi să fim fericiți. Sunteți suporterii Farului și al Sepsi? Dar e cu drăjăte Farului Sepsi.
Ne potrășim Craiova. Sunt suporter Craiova. Da, v-ați dorit ca Farul și Sepsi să încurce FCSB-ul și CFR-ul? Jumatele Farul și Sepsi de încurcat FCSB. Еми, дръжна се на това, което почна. Торк на чак, че ама început. Всеки един отбор в първата шестица може да победи всеки. Фиекаре екипа от Примери шасе под са бате пе орчине. То няма да изненада. Ши ну са фие сюрприза. Така че всеки един отбор има своята цел. Фиекаре екипа аре скопу лui. И я преследва. Ши урмează. Ши видим на края на май. Ши са ведем на финал де май. Се анунца а фи стадионът плин. Este, cred că, prima dată când jucați pe stadionul plin de când sunteți la Universitatea Craiova. Previză să stadionul de gând de Polen. Nu s-a părut să se scuci uitat să stăie tu, că trenor de grea să spune în stadion. Viște, ne-au făcut un eșul tău. Nu există nimic mai frumos decât un stadion plin. Și apă, всеки път казвам, естествено, тяхната подкрепа за нас е важна. Tot timpul spun că susținerea lor pentru noi e foarte importantă. И когато стадионът е пълен, това е един празник. Și când stadionul este plin, este sărbătoare. Spectacolul în tribună se pare că e asigurat. Acum, în teren, ce rețetă oferiți? Spectacolul în tribună e cu siguranță. În teren, câteva rețetă este pregătit. Mă nădeam să îi... Ne predstavim така dobăr spectacol. Să sperăm că și noi o să prezentăm un spectacol foarte bun. Но това е един матч de 10 minute, който пак повтарям, ни трябва да сме изключително умни и прагматични. Încă o dată, repet, este un meci de 90 de minute în care noi trebuie să fim smart și foarte pragmatici. Не трябва да ни води тая емоция. Nu trebuie să fim conduși de emoție. А трябва да ни води главите. Trebuie să ne ducă, să ne conducă capul. În decurs de 8 zile aveți 3 meciuri foarte importante. Rapidul, Cupa României, Galațiu și FCSB-ul. Păi m-am văzut de minute 3 meciuri, Rapid, Zăcupătă să Suțelul și poate să FCSB. Da, всеки meci e важен. Fiecare meci este important. Аз не знам некои meci до сега да не е важен. Eu nu știu un meci până acum să nu fi fost important. Така че гледаме meci за meci. Așa că noi ne luptăm meci de meci. И концентрацията сега е цяло за утре. Și suntem concentrați mult pentru mâine. Mister, puteți profita și de problemele pe care le-au avut cei de la Rapid în ultimul timp, cu arestarea șefului galeriei, cu reținerea pentru câteva ore a președintelui? Există de ce mor să vă spăzute problemele cu care imă Rapid? Adică n-a fost liniște la echipă. Problemele beșe spăcoistrii, beacă arestuvali șefa în galeria, ta beacă zădajare de izvestul vreme nici șefa în Boron. Asta nu știu. Вижте, ние имаме нашите цели и ние трябва да я преследваме. Но я вема обективно ностро, ще трябва да се уварим. Така че това не е... Не мога да коментирам това нещо. Но пот се коменте са чест лукво, че се натърблява. Кун коментаци и факто га патронът лор Дан Шуку вине ку галерия, ку аутокару? Как коментирате, че техният патрон, техният шеф, идва техният собственик, идва с автобуса, с галерията, с това е деция лui. L-ați vedea pe domnul Mihai Rotaru făcând același lucru sau? Vizi dătării gospodin Mihai Rotaru, trebuie să-l întrebați pe el. Mihai, cum a fost perioada asta de pauză? Vine o perioadă extraordinar de aglomerată pentru voi. Exact cum zicea și Cristi, urmează 3 meciuri în decurs de câteva zile. Da, a fost o perioadă bună, ne-am pregătit foarte bine pentru că cum ați spus și dumneavoastră, urmează o perioadă destul de dificilă, nu vom mai avea timp să încărcăm, să zic așa, pentru că atunci când joci din 3 în 3 zile, mai mult trebuie să te refaci pentru următorul meci, o să faci mai multă refacere. Urmează o perioadă destul de dificilă, însă cel mai important este primul meci cu siguranță, cel împotriva Rapidului, pe care ne dorim să-l câștigăm din tot sufletul. Ne pare rău că ne lipsește Nicușor Bancu, pentru că era un jucător important pentru noi, însă sunt sigur că cei care îi vor lua locul, o vor face cu brio. Cum crezi că o să fie atmosfera? Iată, se vând biletele ca pâinea caldă. A, cu siguranță, atmosfera o să fie incendiară, iar pentru suporter, cred că cel mai frumos cadou ar fi cele 3 puncte. Te întreb și pe tine ce l-am întrebat și pe mister. Credeți că puteți profita de o eventuală lipsă de concentrare în tabăra giuleștenilor din cauza problemelor pe care le-au avut în ultimul timp în cadrul clubului? Din punctul meu de vedere, nu cred că îi va afecta pe jucători sau echipa. Acest lucru nu îi va afecta, poate chiar îi va întări, să zic așa. Noi trebuie să rămânem focuțați la ceea ce avem de făcut și pe meciul nostru. Cele 7 puncte față de FCSB-ul, crezi că le puteți recupera?
Campionatul este lung, mai sunt foarte multe puncte puse în joc, dar nu vrem să ne gândim așa departe momentan, trebuie să ne câștigăm meciurile și cel mai important este cel cu Rapid. Primul meci este cel mai important. Victoria voastră la Cluj a relansat lupta pentru titlu și e o presiune în plus pentru voi. Da, este, presiunea este tot timpul, nu doar în acest moment. Fiecare meci îl vom aborda la Victorie și la finalul sezonului, să zic așa, vom vedea unde ne vom situa. Cu siguranță că noi ne dorim primul loc, dar nu vreau să ne gândim, nu vreau să ne entuziasmăm prea tare, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să rămânem focusați. Lupta pentru titlu ar fi bun un egal la Constanța și un egal la Sfântul Gheorghe? Nu vreau să mă uit la echipele adverse, pentru că ele degeaba vor face egal sau ne vor ajuta rezultatele dacă noi nu reușim să legăm victoriile. Cel mai important este să rămânem concentrați la ceea ce avem noi de făcut. De la Slatina vin prieteni, vin suporteri? Da, am cerere foarte mare de bilete. Câțiva dintre ei și-au și cumpărat pentru că nu au reușit să le procur pentru toți, însă vor veni în primul rând familia și câțiva prieteni. Pe Ion Raț l-a invitat tu sau vine invitat de partea Rapidului, după Răzvan? Nu, cred că va ține cu noi, având în vedere că eu am crescut la școala lui de fotbal. De asta te întreb. Da? Crezi că cu sufletul este alături de tine și nu cu fiul care a scris glorie la Rapid? Sunt sigur că va fi alături de mine, pentru că Răzvan și-a făcut datoria către Rapid și a terminat-o cu fotbalul, să zic așa, cu cea de jucător și este alături de mine. Sunteți capabili să legați 3 victorii? Am arătat-o în acest sezon și în ultima perioadă că suntem capabili, da. Care ar fi, în opinia ta, punctul forte al Rapidului, dar și cel slab? N-aș vrea să le dezvălui, pentru că conferința este televizată, să zic așa, dar cu siguranță le știm și punctele forte și punctele mai puțin bune. Perioada aceasta de întrerupere v-a prins bine? Vom vedea. Cum erați pe val și acum tocmai de asta ați spus că vom vedea. Eu sper să păstrăm același ritm. Mister, perioada aceasta ați reușit să lucrați ce v-ați propus? Ar mai fi fost timp de 2-3 zile să puneți la punct totul? V-a fost o perioadă de da, robot menina, de leamă vine și salută. Noi tot timpul ne luptăm cu foarte multă muncă. Ceea ce cât a robotică doar dobre. Băieții au lucrat foarte bine. Și това, което бяхме запланували, всичко се изпълни. Ceea ce a fost planificat am venit. Care este starea lotului din punct de vedere medical? În afară de bancul, cine ar mai avea probleme? Ne vește, noi avem două naționale. Noi avem doi la națională. Doamna, tot trebuie ghineau. Și amândoi mâine nu sunt. Scrieți-o. Това е напълно, това е нормално в през цялата година да дойде до някакви проблеми. Este normal, но tot anul totul să nu ajungă și niște probleme. Но ако бяха здрави, двамата ще да играят. Dar dacă erau sănătoși și amândoi jucau mâine. Но винаги това казвам, това е шанс за някой друг играч, който е в отбора. Dar mereu spun că asta e șansă pentru altul care e în echipă. Така да покаже своя calitate. Să arată calitățile sale care are. Care este situația lui Colici în momentul de față? Pentru că a tot dispărut în ultima perioadă. Nu știm exact care cum stau lucrurile. Colici последно време ce m-a pus ce zi, последно. Da, vi знаете това, което ви казах, че имаше възможност. Știți ceea ce v-am spus, că a avut posibilitate să той е здрав, тренира. Este sănătos, чака своя шанс и това е. Așteaptă șansa și e tot, nimic nou. Aveți emoții speciale la acest meci? Emoții speciale, cu Rapidul, fiind Виж, аз емоции винаги имам. Eu mereu am emoții. Но пак казвам, моите емоции не са толкова важни, колкото са важни на играчите. Încă o dată spun, емоциile mele nu sunt atât de importante cât a jucătorilor mâine. Така че аз съм се научил да ги контролирам. Eu m-am învățat să-mi controlez emoțiile. И утре е важно емоциите да не ни водят, а да не води главата. Și e important mâine să nu fim conduși de emoții și de gândire. Ținând cont că vine un calup de meciuri importante, vă gândiți cumva, eu știu, să rotiți jucătorii, să folosiți formule diferite față de ce? Vă un alt vajun marciu, mi se feri de la practică, de la formule, de la rotiții gracite. Това e normal și logic, și care ne marci la marci. Este cel mai normal și logic și o să mergem meci după meci. Така че утре e най-важния марci. Mâine cel mai important meci. Ca să postarăm de izberem. Хората, които смятаме, че са най-подготвени за този мач. O să ne străduim să alegem cel mai pregătiți pentru meciul de mâine.
И след това ще мислим и другия. Și mai ales ne gândim la următorul meci. Защото всеки един е важен. Pentru că fiecare meci este important. Din Bulgaria aveți mulți prieteni care vin lângă dumneavoastră la acest meci important? Vine și mai multe. Da. Mereu sunt și o să fie și mâine. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. Mulțumim.